afirmația pentru ziua 74 din programul Vindecarea Sufletului de Frică și Suferință de Deepak Chopra. Voi învinge iluzia neputinței. Voi învinge iluzia neputinței. Voi învinge iluzia neputinței. Aceasta este o afirmație despre intenția de vindecare. Când intenționezi să realizezi ceva, pui ceva în mișcare în interiorul tău. De exemplu, intenția de a merge activează centrii motori ai creierului împreună cu echilibru, ritmul cardiac, presiunea arterială. De fapt, întregul sistem minte-trup intră în starea de mers. Vindecarea funcționează exact la fel. Spre deosebire de mers, intenția de vindecare necesită o transformare care poate fi produsă doar de spirit, pentru că spiritul controlează toate energiile, inclusiv pe cele din trupul tău. Când intenționezi să te vindeci, demontezi iluzia neputinței. Pentru aceasta, vizualizează clar rezultatul pe care vrei să-l obții. El poate fi creșterea capacității fizice și mentale, a energiei, vitalității, entuziasmului pentru viață și un sentiment al conectării la forța creatoare a Universului, la fericire și iubire. Ai grijă de acest rezultat din inima ta. Lasă-l să crească prin meditație și curând vei fi inspirat să faci alegerile care îți vor permite să pășești în afara neputinței și să atingi o stare de forță interioară și energie. Așa să fie și așa este, Doamne ajută!